Bună seara și bine ați venit în 2016 la Librăria Humanitas de la Cismigiu. Este prima noastră lansare, prima lansare Humanitas din acest an. O lansare de bun augur cu cei mai îndrăgiți, dintre cei mai îndrăgiți invitați, lansatori invitați Humanitas pentru evenimentele pe care le organizăm în Educația Humanitas. Vom lansa în seara aceasta, cea de-a 23-a apariție în colecția Vintage din seria Mărturii Jurnale de la editura Humanitas și i-am invitat să vă vorbească despre o carte care va demitiza momentul 1848, așa cum spunea doamna Filiti azi dimineață, pe doamna Georgeta Filiti, doctor în istorie, specialist în istoria modernă a României, pe doamna Sandra Iacobescu, filolog, președinte al Fundației Calea Victoriei și pe domnul Dance Mihăilescu, critic și istoric literar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și am să îi dau microfonul, dacă sunteți de acord, doamnei Georgeta Filiti. Sunteți de acord să începem dumneavoastră? Noi ne supunem. Să ne vorbească despre această ediție integrală a amintirilor colonelului Lăcusteanu. Vă mai spun doar că este, într-adevăr, textul integral realizat în editura Humanitas după cele două caiete manuscrise aflate la Biblioteca Națională. Este, după textul apărut în 1935, o ediție coordonată de Radu Crucescu, nepotul colonelului Lăcusteanu, și are un comentariu istoric de Ioan Cefiditi la final, sunt și notele tot de Radu Crucescu, iertați-mă, iar prefața este realizată de Ioan Filiti. Vă mulțumesc, doamna Filiti, și vă ascultăm. Iată că acum lansează cartea Georgeta Filiti, deci o treabă puțin în familie. Dar, dincolo de aceste fericite coincidențe, eu să vă spun că sunt absolut fericită să mă aflu în fața domnilor voastre astă seară și să discutăm despre o carte privită an de zile a fi în răspăr cu istoriografia oficială, cu punctele de vedere care n-au făcut decât să se consolideze. Și ele, să știți că nu sunt neapărat generate de regimul comunist. De ce? Pentru că liberalii totdeauna și-au tras scuza pe turpa lor când a fost vorba de asemenea evenimente de 1821, de 1848. Totdeauna amintirile, jurnalele, memoriile, fără îndoială că au o doză de subiectiv. Și e bine să fie așa. Numai că mie, cititorului, lasă-mi posibilitatea să ascult toate vocile. Oriceea ce a caracterizat istoriografia comunistă a fost această unicitate a vocilor. Dacă erai în concordanță cu ideologia oficială, cartea putea să meargă. Uneori să mai tăiau fragmente din ea. Alteori era pusă la index. Și sigur, dumneavoastră o să vă amuzați acum dacă am să vă spun că Titus Livius, scriitorul latin, a fost până în 1939 interzis la Biblioteca Academiei. S-a aflat într-un fond special. De ce? Pentru că cea care s-a ocupat de depozit văzuse acolo opera Titi Livi și a întrebat pe cineva, un om anumite foarte deștept, dar un bucalit, zice, cine e ăsta? A, ce e un fascist nenorocit. Și atunci fascistul a stat la fondul special. Sigur, nu s-a întâmplat chiar același lucru cu Grigore Lăcusteanu. Dar el a fost dat deoparte pentru că are o viziune
pe care astăzi, când știm o mulțime de lucruri, când, vai, sunt niște lucruri repetabile în spațiul nostru public, trebuie să convenim că adevărul este mai aproape de el. De ce? Astăzi la prânz, stând de vorbă cu un jurnalist de la Adevărul, m-a întrebat: românii au avut atunci un program? Românii știu să facă o revoluție? Eu nu cred că există un popor specializat în fabricări de revoluții. Numai servicii. Iată. Serviciile specializate. Da, stați puțin, că nu suntem nici italieni specialiști în brânză, nu suntem nici irlandezi specialiști în whisky. Nu. Noi ieșim în stradă. Ne entuziasmăm, dar nu ne ține mult. Și lucrul ăsta s-a vădit foarte adesea. Așa s-a întâmplat și atunci. În 1848, e cald, e praf, e puțină agasare la București și lumea pornește la revoluție. Cine sunt revoluționarii? Depinde. Depinde în ce zi îi surprindeți. Pentru că astăzi pot să fie revoluționar și să încaieră cu cei de peste drum și peste trei zile soarta se schimbă. Toată lumea jură, toată lumea abjură, toată lumea e revoluționară, toată lumea se dezice. Și până la urmă este un minunat scenariu de operetă. Îmi pare rău că n-a venit vorba să aduc în fața dumneavoastră un scenariu pe care l-am avut. Eu am făcut un referat negativ asupra lui și asta a generat un scandal teribil. Nu știam că personajul e foarte important, studiase și la Moscova și asta i-a fost cartea de vizită cea mai serioasă. Se numea Petre Sălcudeanu. Și el a făcut un scenariu despre această revoluție. Acum, privind povestea după 20 de ani de la fabricarea scenariului, îmi dau seama că era chintesența imaginii regimului comunist despre această revoluție. Adică un program, niște discursuri pe care le țineau, sigur, câteva personaje agreate, între care Băncescu, în primul rând, sunau foarte bine, foarte fals, foarte inadecvat, dar asta era revoluția. Oare? Ori Grigore Lăcusteanu, care este un boier de clasa a doua și care își are frustrările omului care nu poate să fie exact în fruntea societății, dar care știe un lucru și nu e singur. Și din această cauză, dacă vreți, și devine un model. Știe că trebuie să facă ceva, ca să parvină, ca să ajungă. Ce? Orice. Și atunci, ce poți să faci la 1830? Decât să te raliezi oamenilor noi. Ori oamenii noi sunt oamenii rușilor. Și așa se face că acest boier oltean devine filorus. Devine ofițer. Și ca să vedeți că nimic nu-i nou în istoria românească, că totdeauna suntem dispuși să ocupăm orice post, ne pricepem sau nu ne pricepem, important este să avem curaj. Și el are un curaj nebun. E solicitat de autoritățile militare ruse, fiindcă era o ocupație la vremea aceea, și are un moment de onestitate. Și da, eu nu prea știu ce-i de făcut. Uite ce e, dacă nu vrei să înveți, și să vii la noi, să lucrezi cu noi, te aducem cu cazacii. Și cade la o voială. O să-ți dăm un ajutor. Ajutorul muncește pentru el și oarecum îl și învață. El primește 500 de franci, ajutorul 200 de franci. Și dacă se întâmplă o greșeală în micul serviciu pe care îl girează omul nostru, ălălalt încasează și 500 de lovituri la falangă.
Cam asta e specialitatea, cam asta este profesionalismul multora din cei care vor să urce pe scara socială. Lucrurile cu el se termină bine. Are un parcurs ascendent frumos. Dar vine revoluția. Cu cine, de partea cui ești? Sigur că nu poate să fie, mai ales că era îndoctrinat de ruși foarte bine, nu poate să fie decât de partea contrarevoluției. Care contrarevoluție? Pentru că de partea guvernului provizoriu erau jumătate din rudele lui. Cei care sotto voce erau împotrivă, erau deopotrivă rudele lui. Și în acest vălmășag în care nu știi cine e, unde e, se creionează un scenariu, poate că într-o zi vom ajunge să facem până la urmă și un film foarte onest, foarte, nu știu, ala cu Sturița. Sau la BBC. Sau la BBC. Din care trebuie să înțelegem un lucru. Că n-a fost vorba de un program măreț european cu ramura lui europeană, românească. Că n-a fost vorba de niște persoane absolut rectilinii, că toți au ezitat de o parte sau de alta și totul s-a terminat, scapă cine poate. Și știți foarte bine că revoluția a fost înăbușită, se produce, dacă vreți, o mică restaurație unde același arivist, același român verde, cum singur se intitulează, reușește să avanseze pe scara socială, dar vai, e major, așteaptă să devină colonel. Lumea își amintește totuși că sunt niște treburi care n-au prea mers cu el și întârzie înaintarea. Cum reacționează vașnicul major? Se duce cu un scaun, îi amenință pe cei din minister că le crapă capul. Sigur că e un argument care îl face pe un ministru să-i semneze ordinul de avansare. Evident că, fiind martor ocular la o sumedenie de evenimente, la o sumedenie de momente, și având, într-un fel, și această, n-aș zice har, dar având o sârdia de a scrie, de a consemna, de a lăsa pentru urmași, toate însemnările lui, toată mărturia lui, e fără îndoială interesantă. Dar cel care o va da publicității și care a fost un diplomat extraordinar, e vorba de Radu Crucescu, nepotul lui de fică, și-a dat seama că sunt unele lucruri care fie sunt stridente, fie sunt nelămurite, fie să cer nuanțate. Și a făcut apel la un alt diplomat de carieră, la Ion Filidi. El e cel care aduce o serie de corective și face ca textul să fie foarte credibil, foarte interesant și cred că virtutea de căpetenie rămâne aceea de a te obliga pe tine, cititorul de peste timp, să te gândești, să nu primești pasiv o informație. Uite cum a fost cu revoluția. Nu. Simți nevoia, citind această carte, să mergi mai departe. Fiindcă în tinerețe, în adolescență, în copilărie, la maturitate, subiectul revoluției de la 1848 îți va mai fi trecut prin față. Și imaginea e deja făcută. Aici sunt elemente noi. Și intervine această nevoie a omului de a face comparație. Cred că asta este
aceasta e virtutea principală a acestei cărți. Sigur, e și o parte, dacă vreți, duioasă, o veți vedea. El are un băiat care moare la 23 de ani, intră așa în armată, moare la 23 de ani de tuberculoză și toată povestea, suferința părintelui e descrisă în exces. Și mai e ceva. Sunt convinsă că printre domniile voastre, printre foarte mulți încă români, Caragiale rămâne unul din autorii preferați. Ei bine, cartea asta se constituie în adevărate prolegomene la literatura lui Caragiale. Sunt replici pe care Caragiale aproape n-a avut decât să le treacă din textul lui. N-a făcut-o pentru că, de fapt, nu-i cunoștea manuscrisul la vremea aceea, dar îți arată că asta era epoca. Și asta este virtutea principală, din nou, a lui Grigore Lăcusteanu. Vă îndemn să citiți această carte și nu veți regreta. Vă mulțumesc! Mai fiind istoric, ci cititor, nu de meserie, la ocazional. Eu voi spune câteva vorbe despre lucrurile care mi-au plăcut sau m-au interesat din ce citam această carte. Recunosc că inițial m-am gândit în primele pagini că este o carte pentru istorici, pentru că sunt foarte multe detalii, foarte multe informații. Apoi m-am gândit că este o carte pentru cei pasionați de istoria militară, pentru că, de asemenea, aflăm foarte multe lucruri din viața soldaților, generalilor și așa mai departe. Într-o manieră cinematografică, pe de altă parte. Foarte interesant și foarte rapid povestit de episoadele prin care colonelul a trecut. Foarte alert. De mult n-am mai văzut așa ceva. Poate textele mai vechi, de regulă, așa au ritm mai așezat, mai apar descriere, apar cugetări. În prima parte, mai puțin se întâmplă acest lucru. Dar după ce am trecut de acest prim strat, să spunem, care clar va interesa istoricii, filologii și cei pasionați de istoria militară, am descoperit personajul sau omul de Lăcusteanu și recunosc că până spre sfârșitul cărții mi-a devenit simpatic. Asta le întrebam pe domnul Dan Mihăilescu, ce sentimente i-a generat acest personaj și mi-a spus că îl cunoaște de mai demult și o să vă spun. Nu spun. Așa. Mie mi-a devenit simpatic în cele din urmă, deși inițial dezvedeam o persoană foarte preocupată de carieră. Probabil că cam 80% din povestea cărții se referă la carieră și la încercările acestui Lăcusteanu de a, într-adevăr, de a rezista și de a evolua într-o lume extrem de răvășită și dinamică și extrem de asemănătoare cu lumea care trăim noi astăzi. Da? Pentru că, fac o paranteză, ne întâlnim cu Caragiale, dar ne întâlnim în momentele acelea revoluționare, mai mult sau mai puțin organizate, mi-am amintit de niște clipe pe care le-am trăit în tinerețea mea destul de nefericite. Vedeam la televizor lucruri similare. Diferența era că ei foloseau săbii sau se fugăreau sau mergeau pe cal, pe când acum, mă rog, au fost pistoale și televizor. Dar, cum spuneam, e un personaj interesant și aș puncta câteva lucruri pe care le regăsiți în carte și care pot fi interesante pentru un public, să spunem, cu interese foarte diverse. O să vedeți o preocupare foarte serioasă, care cu siguranță exista în epocă, el continuând o tradiție și la noi în țară și o tradiție europeană, și anume acest stil al jurnalului, nu? Care e vorba de amintirile lui, el a fost foarte conștient că e important pentru urmașii lui, cred că în primul rând, dar poate și pentru cei interesați de istorie, să documenteze atât trecutul, prezentul, cât și câteva lucruri, gânduri pentru viitor, pentru familia lui. Și o să vedeți la începutul cărții, de exemplu, o încercare de a crea o genealogie. Deci e interesantă preocuparea asta a unui boier de clasa a doua, cum a spus doamna Filiti, care vrea să urmărească în trecut strămoșii și istoriile lor. Și foarte interesant aici vedeți și la început și ulterior când ne povestește despre cum și-a cunoscut soția și cum și-a educat copiii, foarte important, să vedeți practic societatea de la mijlocul secolului XIX, prima parte și mijlocul secolului XIX, niște preocupări foarte similare, spun eu, cu
cele pe care le avem și noi astăzi, evident pentru clasele educate, cum am spus, educația copiilor, zestrea fetelor, de asemenea proprietățile pe care le aveau, avem și documente legate de scurte, hârtii legate de zestrea fetelor, cum am spus, de asemenea, foarte interesant, pentru că despre Revoluția de la 1848 a povestit doamna Filiti foarte frumos, sunt interesante și proverbele sau gândurile pe care le avea Lăcusteanu, un fel de, cum să spun, de mini-filozofie de viață. Și aici mi s-a părut foarte interesant și chiar mi-am notat cât de important era educația pentru acest personaj care, iată, nu a venit din păturile foarte înalte ale societății, deși la un moment dat, spre final, se consideră aristocrat, cum vorbește despre Mișu. De fapt, un prieten al lui Mișu spune că este aristocrat și într-o familie aristocrată. El spune la un moment dat, dă un citat și spune un lucru în care el crede și pe care o să-l vedem în carte cum îl susține, educația supremă afacere a omenirii, pentru înaintarea binelui și fericirea cetățenilor. Se pare o idee foarte serioasă, continuând educația. Da. Având în vedere și el, foarte interesant, este un personaj comic, este un personaj care trăiește într-o lume agitată, care folosește un limbaj pe care îl găsim la Caragiale, dar, cum spuneam, familia și educația copilor e foarte importantă și sunt foarte interesante informațiile legate de profesorii pe care i-a avut și Lăcusteanu și copiii lui ulterior, cu nume de profesor, cu materiile care se predau, faptul că se studia greaca veche, că se studia germană, se studia latina, iată că acum discutăm despre scoaterea latinei din școli, sperăm să nu se întâmple acest lucru. Sperăm nu. Apoi, foarte frumos, mie mi-a plăcut, recunosc și pentru cei interesați de atmosferă, de viața de zi cu zi, de petreceri, veți găsi descrieri succinte, dar interesante ale unor baluri, ale unor mese festive, fie că e vorba de o vizită a lui Vodă Ghica la Hoseim Pașa, mese festive cu lux, cu artificii, era moda artificiilor, am văzut că se folosea foarte mult. De asemenea, un pasaj așa interesant, dar întunecat, descrierea perioadei în care holera a afectat zona de sud, de special a țării, și aici sunt niște imagini de coșmar, dar apare așa un condei, un talent scriitoricesc al lui Lăcusteanu. O să găsiți o imagine cutremurătoare la pagina 66, când este așezat undeva pe un deal și și-a întins, de fapt, soldatul care avea grijă de el, i-a întins un fel de păturică și când se uită mai bine, sub această păturică era chibiul unui soldat decedat de curând de holeră, care nu fusese bine îngropat. Deci o lume, cum spuneam, poate mai dramatică decât cea în care trăim noi astăzi. Iar foarte interesant, dincolo de societate, doamne, căsătorii, copii, o să vedeți și o lume a diplomației militare, spune eu. Când se spune diplomație, deși sunt mai mult diverse aranjamente și răspunări de situație, eu zic că Lăcusteanu este foarte abil în nenumărate momente. Îl vedem la un pas de a fi arestat, omorât, aruncat pe geam și de regulă lucrurile se termină bine, chiar cu mângâieri pe obraz. Diplomat, deși era un sangvin. Da, era sangvin, mi-a spus, temperament, sangvin. Reactiv. Da. Totuși se domolea, dincolo de scena cu scaunul. Vedem iar foarte interesant relația dintre un militar și Vodă sau personalități care e foarte umană, nu știu, în zona Caragiale, cu Vodă care nu e pe un braz sau niște scene pe care acum nu știu că ne le imaginăm noi. În lumea politicului, așa. Cine tot să mai... astăzi? Și, bineînțeles, cum spunea soției lui Mariței, nu i-a lipsit absolut nimic. O să dau un scurt citat despre concepția lui Lăcusteanu în ceea ce privește soția ideală. Pe mine m-a amuzat, dar e și multă tandrețe. Deci a cunoscut-o de curând. Marița mea era frumoasă și inocentă ca îngerii lui Rafael, timidă și sensibilă ca pudica mimoză, o plantă, ne explică el în paranteză. Onestitatea, blândețea și bunătatea ei erau la culme. Casnică și economă, așa, și într-un cuvânt încoronată de toate virtuțile care face o căsnicie, deci casnică și economă, da? Sau, bine zicând, o familie fericită. După care, după ce ne-a explicat că economă, ne spune totuși că nu i-a lipsit nicio mulțumire, nicio plăcere, că au fost la baluri, au fost la operă, la teatru și, bineînțeles, călătorii, plimbări în Europa, petrecere în sezoanele de vară. Deci, descoperim și lumea aceasta
sau în universul unui turism de secolul XIX, cu nenumărate vizite de plăcere sau de nevoie când au fost probleme de sănătate ale fiului Mișu, în Austria și în alte zone. Deci eu zic că, asta nu mă mai întind mai mult, că este o lume extrem de interesantă, dincolo de revoluție, care clar o veți descoperi în altă lumină și extrem de umană și ca toate revoluțiile, controversate, așa, e foarte frumoasă lumea asta, să zicem, viața intimă, atât când ne descrie militarul obsedat de carieră, în rândurile cărții. Mulțumesc! Bună seara, bine v-am regăsit și vă mulțumesc din suflet că ne cinstiți din nou cu prezența dumneavoastră atât de frumos și răbdătoare. Eu am citit această carte într-un moment interesant al vieții, aveam 30 de ani, în 1983, eram de 2-3 ani cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară. Și veniseam acolo cu eseistica mea, cu Eminescu, cu Gaston Bachelard, cu Albert Bergen, cu Rimbaud, cu Verlaine, și am venit o rată de niște oameni care arau din greu la istoria literară. Și niște oameni care, încet, încet, cu Marin Bucur în cap, Marin Bucur, care era un pașoptist înfocat, era un cearosetist, era format mental la școala lui Jules Michelet, cu gloria, cu vanitatea, cu România, demagogia aceea franceză a roșilor, cum le zicea Eminescu. Și acolo am descoperit, pentru prima dată, am început să descoper gândirea reacționară. Chiar Marin Bucur mi-a dat eseul lui Cioran despre Joseph Prevestre, eseul despre gândirea reacționară. Am lăsat deoparte pentru un timp poezia lui Eminescu și am citit Gazeteria, care este de un reacționalism și de un organicism pentru mine exemplare și astăzi. Și acolo am început să văd că există o istorie de manual, o istorie de vitrină, o istorie pentru copiii de grădiniță, de școală, altă istorie pentru studenții la istorie și cu tot o altă istorie pentru cercetătorii care se vor științifici. Țin minte ce șoc am avut când mi-a arătat faimosul tablou cu Tudor Vladimirescu, jaune, înalt, viril, negru, brunet, și am aflat că el era mic, bondoc și roșcat. Țin minte ce șoc am avut aflând că eteria era o masonerie și că toate revoluțiile lumii le-au făcut, cum spun, ori serviciile specializate, ori războiul diverse orologi masonice care se călcau pe picioare. Apropo, să vă spun că această carte face pereche perfect cu germanofilii lui Lucian Boia. Atunci am aflat că revoluția lui Horia, Cloșca și Cristian era și ea pendinte de o masonerie anume. Atunci am aflat că Mihai Viteazul, sigur, a fost unul care a reunit țările de române într-un timp, dar era un condotiere, un tip renascentist care a fost instrumentat de Viena să-i mai dea pe grofii unguri de o parte. Atunci am aflat deci rolul subtextului și contextului în istorie. Atunci am citit Lenin la Zürich al lui Solzhenitsyn, care spune: și Doamne iartă-mă, căuta Lenin cu trenul blindat și 1.000.000 de ruble aur în Rusia să facă revoluție. Păi nu se poate așa ceva. Și atunci am aflat de colonelul Parvus, de la serviciile secrete germane, care a finanțat revoluția bolșevică pentru a scoate Rusia din război. Atunci am aflat de partidele turcofile de la noi, rusofile, germanofili, francofili, de britanici care au dat mereu șuturi și în francezi și în nemți, de obsesia petrolului de la noi, de războiul dintre aripile naționale și aripile internaționale, deci despre evreitate, despre xenofobie și xenofilie. Și atunci pe acest fond a venit într-o zi Marin Bucur, în 83, cu memoriile colonelului Lăcusteanu, de la lui Habar n-avea. Și Rodica Florea, secretară de partid, le-a tras la Xerox, le-a fotocopiat în 7-8 exemplare și s-au dat așa ca un fel de samizdat. Le-au cumpărat Dorina Grăsoiu, Mioara Apolzan și Rodica Florea, secretară de partid, i-a spus: pe unsule, ține-o bine, că asta nu se va reedita niciodată. Așa că astăzi este un arc de timp în care am un fel de mică răzbunare benefică, benignă, sentimentală.
cristală față de Olica Florea. Ei, când am descoperit această chestie, am rămas zăpăcit, pentru că pentru mine, ca și pentru mulți din congenerii mei, domina idealismul istoric. Noi am fost crescuți în ideea Congresului al Nouălea și al celorlalte, că toate personajele istorice, notorii și exemplare de la noi, au fost niște precursori ai tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și toată istoria a fost ca la semănătorism, un lanț întreg de lupte, de războaie, de neatârnare, și pașoptism a venit din Europa ca un val minunat și toți negustorii de la podul calicilor, cu blănarii, cu măcelarii, au luat-o după revoluționari, care erau niște oameni minunați, rosetiștii, brătienii, care veneau de la Jules Michelet, Eugeniu Caraga, nu știam nimic de logile Marelui Orient, etc., etc., și pașoptismul era deci pentru noi ceva ca Festivalul Cântarea României. Și dau dintr-o dată aici niște epitete extraordinare. Cui, Doamne, iartă-mă, să-i vină în cap, să-i califice pe pașoptești infami, nelegiuiți, mâini spurcate, niște vagabonzi, crai de curtea veche, hoți de crapă, mitocani. Și cine a făcut revoluția de la 1848? Citez. Descăleții, șofuri rapace, numărul de armeni, țigani și rei. Peste ani ăștia toți devin ștrengari și tinerimea zburdani. Dar au trebuit să treacă niște ani peste aceste lucruri. Omul nostru trebuie să știți că era, cum spune el, are o fixație cu temperamentul. Are vreo 10 copii și la fiecare notează în condică sangvin, 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 limfatică. Sangvin, sangvin, limfatic. Limfatici erau după mamă, sangvin erau după el. E unul aplic. Care a fost atunci mirarea mea? A fost să văd în ce măsură termenul de revoluție, ceva îngrozitor. Noi stăm cu revoluția de 1789, fără să știm de Vandea, că francezii nu vor să se știe acest lucru, și care a fost mama revoluției bolșevicilor. Revoluția la 48, când îl citești pe omul nostru, eu l-am văzut exact turnat în jupântul Mitrache. Este titircă inima aia. În prefață, Filit îl vede pe colonelul Odobescu, în postul, pe rolul lui titircă, Odobescu care vine la soția lui, care îi spune, nene, lasă-i, nu-i omor femeie, am să calc în sângele tău. Era. Deci, toată scena din Noaptea Furtunoasă cu titircă și Chiriac, băiatul, ia ținte pe binare, vagabontul, zavrăgiu, ia-te după el pe Maidanul, nu purtuc, le găsiți aici. Și este un asemenea amestec bizar de farsă și tragedie, pentru că omul ăsta îți descrie în termeni de Conul Leonida și de Noaptea Furtunoasă, deci în termeni de comedie neagră, niște întâmplări în care mor oameni, sunt împușcați, există sânge, se taie, se atacă la baionetă, dar totul este într-un mod atât de butaforic când seamănă cu o scenă de comedia de arte, când se fugăresc brighiera cu pantalone și cu scapino după ei. Mai multe nu vreau să vă spun, că vreau să lăsați plăcerea de a vă cita un pic. Am aflat și ce înseamnă, sau cred că am aflat ce înseamnă Otusbiru. Deci, la locul Otusbiru. Văd că era un joc de cărți, 31 să-mi se numea, dar nu știu ce este Otusbiru. Însă ca să vă... Unitate militară sârcească. A, da? A, deci l-a luat, l-a umflat. Care este bizarenia? Că tot unitatea nouă ne pare de Caragiale, e caragialianizat, el fiind boiernaș. Și având o ură teribilă față de zavragii, față de bagamozi, de descreierații care vor să omoare rânduiala boierească aristocratică acestei țări, este în același timp un amestec de cruzime, de comedie, de farsă. Lui nu crede, el nu crede ceea ce vede, lucrurile astea se întâmplă, iar tu ca și cititor nu știi ce reacție să ai. Și acum de-aia vreau să vă citesc un pasaj, cam două pagini așa, că aș vrea din modul în care citesc să-mi dăm și o seama dacă sunt niște pagini de istorie turburătoare, sângeroase, dacă par
o parodie, o butaforie, o șarjă, eu cred că este până la urmă acel amestec de râsul, plânsul, care face toată istoria noastră. Cineva spunea foarte bine că la noi tot ce e de râs devine de plâns. Și tot ce e de plâns e de râs, până la urmă. Ia uite așa cum spune acest text. Revoluționarii, după ce au proclamat pe Odobescu, Ioan, deci nu scriitorul, prezident și cărbuitor al afacerilor statului, l-au rugat să ordone oștirea să retrage. Odobescu a chemat pe Solomon și a zis să se retragă cu oștirea în dosul palatului, la aripa dreaptă, unde era o uliță foarte strântă, și să aștepte acolo până va primi ordinul său de ceea ce are face. Apoi s-au urcat în palat. Revoluționarii, văzând turizorat, l-au amenințat cu pistoale, cu cuțite, să-l omoare dat, dacă nu va da ordinul scris, să se retragă oștirea în cazarmă. Văzându-se cu o mulțime de stilete în peptul său, Odobescu îi scărește ordinul. În intervalul celor petrecute în palat, un unte ofițier, Davidescu, din regimentul al III-lea, trecut în tabăra revoluționarilor, a tras cu pușca pe fereastra palatului Solomon. Însă a împușcat un soldat în mâini, care era alături de Solomon. Paranteză. Soldatul s-a vindecat și a fost bine recompensat. Atunci Solomon a zis: foc de divizion în sus, cu scop de a experia numai. Răsculații, văzând că nu cade niciunul dintre și a luat mai mult curajul. După aceasta, Solomon îndată au spus: foc de rânduri, în carne. Și au tras în carne. Și într-o clipă au căzut 9 morți și 11 răniți. Văzând repedii că nu e glumă, s-au răspândit fugind toți din toate părțile, că nu i-ar fi prins nici cu calul. Încă 5 minute să mai fi prelungit focul și era stăpân pe situație. Însă, din nenorocire, Solomon, cum a primit ordinul Odobescu, îi s-a retras în cazarmă cu oștirea. Și acum să mai sară un pic, când vreau să ajung la el. Vin revoluționarii la el și îi spun că au ordinul guvernului, am plecat cu dânsii și vreo câțiva crai, îi califică mereu de crai, știți că crai de curtea veche, termenul locului Matei Carajan era un termen de dispreț. Parmise pena corcodușa prostituata iese și spurcă zicându-le, puh, crai de curtea veche. Adică niște nemuruci, niște terchea berchea, coate goale, masă frit, agamuzi. Am plecat cu dânsii și vreo câțiva crai de uliță, a rămas cu puști. Trecând pe la locuința lui Costache Crețulescu, care ședea peste drum de casa Boescului, în casele lui Ionită Cărciumaru, deasupra cicmerii roșii, șoro, îți vine să spui, în răspânt i-a mandat pe paznici să intră moleacă la Crețulescu. Să-i zic două vorbe. Paznicii acceptă. Urcându-mă sus, a rugat pe vara mea Rusa să-mi dea o cameră să șez. Paznicii, auzind că voresc care rămâne acolo, au repetat că au ordin să mă ducă la papalat. Am răspuns că pe câtă vreme țin carabina în mână, trebuie să predomineze voința mea, iar nu a lor. Și am intrat în cameră. Apoi au lăsat pe Apolonii cu guardienii să mă păzească, iar Aristia s-a dus să arate guvernului. Se înțelege că cu guvernul au consimțit că seara au venit Aristia și au așezat sentinele de bază, mă rog, mai s-a împit. 10 zile cât am fost arestuit, noaptea mă culcam îmbrăcat pe o canapea, cu carabina lângă mine și cu amorsa lângă dânsa, că și fiecare din acei care veneau să mă păzească noaptea, îmi amenința viața, zicându-mi, băiți, ca ordinul guvernului, că dacă e soldații de la cazare, mă vor veni să ne libereze, pavle și să ne omoare, și să ne arunce pe pereastră ca să se liniștească popor. Prin urmare, din moment în moment, așteptam să fiu asasinat. Și câte altele asemenea lovituri mortale nu suferea. Într-o seară, șezând răsturnat pe o canapea, citeam pe o carte. Când mă pomenesc că intră în cameră un spânzurat de guardist, Guardia Națională s-a desfințat, stimabile, beat, mort și cu pușca în mână. Îl întreb, maică-ți vine să spui, ce poftim, bă, musiu? Îl întreb ce poftește și răspunde, eu sunt stoi ca pânzarul. Și sunt orinduit de caraulă să te păzesc. Întrerupându-l îi zic, da, ești orinduit să mă păzești afară, dar nu să intri în cameră la mine, poftim de ești afară. E, F, puncte, puncte, tu te-ași, las că știu eu, dar am venit că aveam o socoteală amândoi. Ia spune,
De ce îi împuși capă fratele meu al altăieri? Și pe mine m-au lovit soldații cu șpaga în picior. Madame Petru mi-a dat șpanga asta. Zicând aceasta cu pușca întinsă spre mine, au scos o omor să se voie la pușcă. Deodată am sărit asupra și cu o mână i-am apucat pușca și cu cealaltă l-am apucat de cât și l-am târât la pământ, punându-i piciorul în piept. Am strigat la santinele să vie să-l dea afară, pe care l-au scos. Iar el tot striga, ce-o voi plăti, ce-o voi plăti. Ei, astea pot fi numite memorii de istoric, memorii diplomate, astea sunt literatură propriu-zisă sau au devenit literatură grație lecturii noastre. Cum spunea Eugen Nenegrici, expresivitatea involuntară. Au fost texte lăsate să documenteze obiectiv o epocă, dar în capul nostru, nu știu dacă e rău sau bine, fenomenul ăsta de alchimizare, de literaturizare, de estetizare, zic că, într-un fel, face o istorie mai adevărată, adică mai adecvată, mai nuanțată, mai poligheidrică. Deci nu avem alb și negru, roșu și alb, sus și jos, totul este învălmășit, așa cum zic eu, este bine la cei care vor să învețe istorie propriu-zis, fără să-ți aibă deci nici ideologizare, nici parte gri de altfel. Închei cu, sunt niște texte despre noi, sunt mai multe, dar unul vreau să vă spun, ca să vedeți ce limbă viperină avea când voia și cum toată boieria lui știa să calce prin șor, spune adevărului, abrazive și inconfortabile. Cele domeștice în țara noastră, spune mereu țara cu doi râi, aluzie la demagogia țara, țărișoara, românul verde, știi? Cele domeștice în țara noastră, suferințele sunt mai presus decât în alte state. La noi, clasa de jos este în stare de barbarism. Oamenii cu care te slujești sunt plini de vicii, hoți, bețivi, leneși și altele, și în loc de a te odihni, te-a dat pe toată ziua cu o travă lentă prin răutatea și barbarismul lor. Era un om care nu se sfia de boierie, de boieria lui, de aristocrație, nu se sfia de elitarism și știa foarte bine ceea ce a zis și Alexandru George mai târziu, că în țara asta reformele adevărate, chiar modernizarea, chiar reformele antilatifundiare și antiboierești, au făcut în principal boieri. Atunci am aflat eu și că tot în anii 83, că fanarioții, de care știam că au fost niște vampiri, care au subt sângele poporului, da, l-au subt, dar în același timp au făcut prin Mavrocorda și ceilalți foarte bine. Aici din carte știți cine este bine? Ne place, nu ne place, noi astăzi fim nu rusofobi, ci sovietofobi. Este altceva. Dar ăsta fiind rusofil, dă niște fapte. Ieșea bine Kiselev. Apropo de holeră acolo, cine vizita zi după zi bolnavii de holeră? Kiselev cu regulamentul organic, șoseaua. Deci din când în când, oricât am stat noi cu capul înspre apus, trebuie să acceptăm că și dinspre răsărit, dacă nu a venit soarele lui Sadoveanu, măcar așa că tu răspândere de bec de reor, tot există. Tu, iată-mă că am ajuns să fac și apologia lui și eu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, și eu. Și înainte să închei și să vă recomand, așa cum am spus și invitați-mă și să citiți această carte, vreau să adaug o surpriză pe care Tatăluna Fritiu a binecuvântat, să zic așa. Vom face, probabil, în fiecare lună o întâlnire dedicată colecției Vintage în 2016, la Librăria de la Cismigiu. Vă invit și rog chiar să ne ajutați de câte ori puteți să prezentăm publicului aceste minunate cărți, pe dumneavoastră, pe domnul Dragin Heilăscu, pe Sandra Copescu, Fundația Calea Victoriei, care mi-a fost alături și anul trecut.
Și continuând recomandarea invitațiilor noștri, vreau să vă spun că este extrem de important să citiți această carte dacă în luna februarie veți fi alături de noi și veți dori să răsfoiți două dintre cele mai interesante cărți ce vor apărea în această colecție. Este vorba despre Jurnalul de călătorie al lui Patrick O'Brien, un irlandez care călătorește în Principatele Române în toamna lui 1853, deci este exact aceeași perioadă. În vara anului 1853, poate le știți, armatele țariste au cucerit Principatele Române, e vorba de Moldova și Țara Românească. Și imediat după vom prezenta una dintre, cred că dintre primele cărți scrise de un american, de un călător american, despre Principatele Române. Este vorba despre medicul chirurg James Oscar Noyes, care călătorește de la Viena spre Constantinopol, se oprește la București. Are o poveste cu celebrul Mazar Pasha. Mazar Pasha îl ajută să se angajeze în armatele otomane ca medic chirurg. Este vorba despre vara lui 1854, deci imediat în anul următor. Vă invit să citiți această carte, va pune în context tot ceea ce v-au spus invitații noștri până acum și vă va deschide, cred, bucuria și plăcerea să continuați cu cărțile care apar în colecția Vintage. Vă mulțumesc încă o dată. Dă-ți voie să adaug ceva, asta ca să terminăm așa într-o notă optimistă. Domnul Dan C. Mihăilescu evoca omniprezența masoneriei la noi. Și fac o emisiune la radio, era o emisiune interactivă despre Horia. Și spun că lui Horia i-a fost foarte mult, i-a fost foarte mult înlesnit drumul la Viena, pentru că mason fiind, omilitonii lui i-au înlesnit să ajungă până la împărat. Vă repet, emisiunea fiind interactivă, intervine cineva și în dialogul pe care îl aveam cu redactorul zice: firați ai dracului să fiți, e posibil să-mi faceți mason pe Horea al meu? E cam greu. Cum reacționezi? Bun. Au trecut de atunci vreo 20 de ani și adorabila noastră gazdă, doamna Gabriela Maz, zice: sperăm ca doamna Filipu să ne dea binecuvântarea. Cam asta este, pentru lansările viitoare, cam asta este cartul în care evoluăm noi societatea românească. Și de aceea cred că de fiecare dată e ceva interesant. Noi în spațiul ăsta nu ne plictisim, cred că sunteți de acord cu mine. Și așa trebuie să rămâne, să nu ne plictisim. Mulțumesc. Și vă mai spun că veți vedea și o scenă superbă la vamă, cum îl mituiește pe un ofițer neamț. Care ia vamă și se românizează. Să nu. Mulțumesc.